tuturor la o nouă ediție a emisiunii Scena Politică. Numele meu este Beatrice și invitatul de astăzi este domnul Valentin Stavarache, candidat PNL-Neamț la Camera Deputaților. Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, să rămâne. Domnule Stavarache, v-ați recunoscut și v-ați remarcat întotdeauna ca un membru foarte activ al PNL-Neamț și numele dumneavoastră este destul de cunoscut în comunitatea locală. Totuși, pentru cei care nu vă cunosc atât de bine, v-aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte ce studii aveți, cu ce vă ocupați și mai ales de ce ați intrat în politică. În regulă. O să luăm cu începutul. Deci, în primul rând, sunt petrean, autentic să spun așa. M-am născut în Piatra Neamț, acum ceva timp. Am făcut școala primară, școala generală la școala numărul 5, cea mai mare școală la momentul acela din Piatra Neamț, în Dărmănești. Acum văd că sunt alte școli la modă mai în centru, nu mai sunt așa frecventate școlile de cartiere. Apoi am urmat cursurile la liceu auto, se numea acum, în Colegiul de Tehnic de Transport. Nu știu dacă mai activează foarte bine, că știu că avea ceva probleme. Iar ulterior, așa era moda, în anii ăia am plecat în străinătate. Deci cumva am fugit, ăsta e terminul, chiar îl folosesc fără nicio problemă. Am avut ceva ani petrecuți în Germania, ulterior m-am întors acasă, am mai stat acasă. Am făcut stagiu militar la instanța tatălui meu, pentru că așa considera că transformă într-un băiat, într-un bărbat. Și am plecat din nou afară, până în anii 99, cred că. Când m-am întors definitiv din punctul de, fără să mai am idei în cap de a pleca, să a rămâne în diaspora. Am făcut apoi o facultate și sunt licențiat la Universitatea din Oratia în economie, mai exact în management. Apoi, ulterior, mai încoace, când am văzut că după ce am intrat în politică, o să spun și cum am intrat în politică, am făcut un masterat în administrație publică europeană, dacă tot am fost și prin un pic plecat afară și am zis cumva să le împinăm, să vedem ce facă ei așa bine și noi nu știm încă. În politică am intrat prima dată, cred că în 2001, cu siguranță în 2001, am intrat în Partidul Democrat la vremea aceea. Am fost dus, știți cum eram, unul pe alții, de o rudă, de una din familie. Eram tânăr, chiar am crezut că pot să schimb ceva, pentru că și astăzi este valabilă această premiză. Lucrăm cu materialul clientului. Deci dacă noi ăștia suntem în politică, ăștia suntem și noi facem politică. De-aia tot timpul eu invit cunoștinți, prieteni, vino și mi-arată tu, poate greșesc, nu știu, ai altă vedere, ai alte păreri. Foarte bine ar fi să se implice, nu contează ce orientare politică ar avea, ce culoare ar prefera, să zic așa, să vină fiecare alături de noi și să dăm un suflu nou. Sigur că da, dezbaterile generează noi idei, de multe ori idei bune. Cum a influențat viziunea dumneavoastră de antreprenor, viziunea politică și prioritățile pe care le aveți pentru un posibil mandat de deputat în Parlamentul României? Să știți că de multe ori intru în coliziune, cum spun eu, în discuții contradictorii cu colegii, pentru că mi se pare că suntem un pic cam stufoși, ne complicăm. Nu știu, viziunea unui antreprenor, mai ales mai micuț așa, trebuie să fie o orchestră într-o societate comercială, adică de faci de toate, găsești totdeauna cea mai eficientă variantă, cauți problemele, nu trebuie să pe altcineva să caute problemele, identifici și găsești cea mai bună pentru a avea un randament foarte bun, pentru că nu-ți permiți costuri suplimentare. Și atunci, și aici, în politică, cred că câteodată știm calea, vedem problemele, le-am identificat și hai să găsim rezolvare. Adică așa văd lucrurile. Și în Parlamentul României, cred că așa ar trebui să fie ca și învățat de zi cu zi. Adică să meargă oameni cu background, într-un anumit specialitate, nu știu, profesie care o au și acolo să-și pună opiniile cea mai bune și de acolo să scoatem, eu știu, o legislație cât mai modernă și cât mai aproape cetățeană. Ce măsuri concrete propuneți pentru a susține antreprenorii și care credeți că sunt cele mai mari obstacole în mediul privat în această perioadă? După cum știți, în ultima perioadă s-au fost niște schimbări, niște măsuri fiscale care cumva au afectat în proporție de 90% mai mult întreprinzătorii cei mici. Și aici, pe care mă număr și eu, nu sunt un întreprinzător cu o cifră de afaceri foarte mare, dar mă încadrez, am mai multe companii și atunci, cumva, cumulate, întâmplă tot felul de probleme. Și revenind la măsurile fiscale care au fost luate, consider că pentru protejarea capitalului românesc, mă refer aici, capitalul financiar românesc, Aici trebuiau protejați elegi, pentru că proporții de 90% revin iarăși procentele astea, care chiar am citit și am vrut să văd despre ce e vorba, este capital românesc. Adică nu vine o companie de afară și face o micro-întreprindere. Mari vin și își fac companii mari. Pe ei nu prea i-au afectat măsurile astea, adică n-au avut... Ei oricum erau la 16%, mișcarea asta de la 1% la 3%, din punct de vedere, deci de peste noapte, astăzi plătești 1000 de lei și de mâine plătești 3, e cam complicat, adică nu e ușor de compensat în business-ul tău să poți să reușești. În 2000, ca și de un raport de informație, să facem așa, în 2023, înainte de măsurile astea, erau undeva la 512.000 de micro-întreprinderi în România și aveau 1 milion și ceva de angajați, pe total. Undeva la 10% maxim erau din produsul intern brut, din PIB-ul României. Astăzi mai sunt sub 400.000 de micro-întreprinderi. Înțelegeți? Plus de asta, trebuie aici, în afară că noi, cei din România, deja care suntem aici, ne chinuim și nu putem evolua cu măsurile astea, ce puțin, dacă au închis 100 și ceva de mii de micro-întreprinderi, descurajăm și pe cei de afară. Tot spunem, toată lumea de diaspora, cum ne întoarcem oamenii acasă? Păi cum îi întorci dacă tu deja faci un mediu fiscal ostil? Adică nu îi descurajezi. Adică în afară că faptul că ar trebui niște măsuri suplimentare pentru ei, pentru că tu astăzi, de exemplu, nu casezi 0 lei de la o persoană, de exemplu, spunem domnul Popescu, care vine, stă în Germania sau în Italia, nu contează unde, el astăzi nu plătește nicio taxă, deci 0 lei în România. Dacă ar veni mâine, ar începe să plătească. Și atunci ar trebui să îl încurajezi să vină, să-i dai niște facilități și atunci așa este, nu știu, o fermă, un restaurant, o pensiune. Toți suntem în zona în care spunem că vrem să facem un jurez turistic și atunci ar trebui încurajați. Dar doar prin măsuri care să vină în sprijinul lor. Sau dacă nu îl ajuți și nu îl încurajezi, măcar nu îl împovora mai tare. Da, păi, știți cum e. Cea mai simplă măsură pe care poți să ia un stat ca să facă bani, să pună taxe. E foarte simplu. O faci, dar nu este cea mai bună măsură. Asta e cea mai ușoară. Dacă îmi puteți spune câți angajați aveți dumneavoastră în subordine și cum ați depășit perioada pandemiei, că asta e foarte important. Da, pandemia a fost un moment de încercare, sincer vă spun. Cred. Un moment, mai ales pentru cei mici, trebuie să ținem cumva angajații aproape. Adică în sensul că era foarte greu să îi trimiți acasă, să-i pierzi tot, adică să-i concediezi. Și atunci am reușit să le plătim niște salarii cât de cât decente, ca să, chiar dacă nu au avut o activitate în perioada respectivă. Oamenii erau speriați, nu știau ce va urma. Pe total, așa să vă spun că m-ați întrebat, am undeva la 16 angajați în toate firmele mele pe care le coordonez sau sunt asociat. Sau... Deci 16 angajați, nu nici mult, nici puțin. Totuși, sunt niște oameni care locuiesc în județul Neamț, nu doar în Piatra Neamț, am și niște fete care fac navetă. Ne descurcăm, sunt angajați care i-am de 10 ani, sunt angajați de... Adică chiar noi activăm în diferite zone de comerț, să spun așa. Deci aveți o echipă bine închegată care a rămas. Da, știți că eu mă înțeleg cu oamenii, lucrez bine, pentru că eu sunt aproape de ei, eu am plecat de jos. Eu afară, când am povestit că am fost afară, eu am muncit acolo, n-am fost... Vă dați seama că când te duci să ești emigrant, să spun așa... Bineînțeles, nu ești pe poziție de putere. Da, și atunci știu și cum e să fii în locul lor. Și de acolo, cred că relația asta. Și când au o problemă, vin și îmi spun, dacă au nevoie de niște bani împrumut, de exemplu, sau tot felul de probleme. Sau să recomand un medic, sau să-i trimit undeva, adică chiar tot timpul știu multe probleme de-a lor, chiar personale. Contează foarte mult să fie o astfel de relație între angajat și angajator, mai rar. Cum ați descris dumneavoastră experiența în Consiliul Județean Neamț și în ce măsură credeți că vă va ajuta această experiență în Parlament? Să știți că a fost primul meu pas când am dat nas cu administrația, să spun așa. Și să știți că aveam o părere că pot face mai mult, pentru că neavând experiență în domeniu, să știți, nu am reușit pe cât am sperat, dar măcar m-am implicat și de fiecare dată am susținut proiectele și în interiorul partidului meu, în care provin în PNL, dacă au fost dezbateri, că să știți că de multe ori și noi aveam discuții vis-a-vis de un proiect care era pe ordinea de zi. Am susținut proiecte, am venit cu argumente și în plenul ședinței, în plenul Consiliului Județean, de multe ori am luat inițiativă și am încercat să spun punctul de vedere. Am și contestat anumite decizii care s-au luat și cred că ar trebui un pic și cu uitat chestia asta, birocrația asta făcută mai, pentru că tot spunem că suntem în era digitalizării, dar în România, din păcate, chestia cu birocrația încă își lasă amprente. Și aici mă refer și pentru a face lucruri, pentru că o administrație publică locală nu poate, întâmplă mai multe îngrădiri, să spun așa, decât în privat. Deci în privat, dacă am o sumă, am adunat niște bani și vreau să investesc în ceva, foarte simplu, eu hotărăsc, eu tai, eu fac de mâine. Acum, aici sunt mai multe chei de verificat, trebuie să faci licitații, să faci contestații. Sunt foarte mulți antreprenori mari sau care contestă doar pentru a bloca pe celălalt, poate eventual să intre la licitații și tot felul. Sunt tertipuri și tertipuri care ar trebui cumva găsite variante să fie în folosul comunității, că noi suntem cumva în urmă, din păcate. Așa este, suntem în urmă mult. Având în vedere faptul că sunteți economist la bază, tocmai ne-ați povestit despre studii, credeți că ne așteaptă o nouă recesiune similară cu cea din perioada 2008-2009? Nu sunt chiar un specialist în macroeconomie, să zic așa, dar... O, bine. Da, indicii sunt, să știți. Dacă vă uitați, inflația e destul de mare, deficitul bugetar, chiar și în țările europene, sunt țări care deja și-au anunțat din semestrul 2 deficit bugetar, mă refer aici la Germania, în special pe motorul Europei, și asta dă niște semne de oboseală a economiei. Și să știți că preponderent în Europa, și asta datorează cumva și războiului care cumva a pus amprenta a costurilor vieții în Europa. Pentru că, într-adevăr, inflația, să știți că crește de obicei când se scupesc taxele, exact, sau când sunt niște cheltuieli care nu pot fi acoperite decât din niște taxe, de exemplu, suplimentare. Noi, eu sunt sigur că noi toți plătim un cost al războiului ăsta, chiar dacă nu se vede și nu ne facem, pentru că orice produs acum are un preț mai mare și atunci parte procentual de acolo și noi dăm din buzunarul nostru. Dar altă variantă nici nu ar fi fost. Și revenind la întrebarea inițială, deci da, sunt niște semne că ar putea urma o criză, cumva, așa cât mă pricep eu. Da, nu cred că poate spune nimeni cu certitudine, se impune o analiză foarte mărunțită. Voiam să discutăm puțin despre problema banilor lichizi, a cash-ului, care a fost foarte intens dezbătută în România. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că ar trebui interzis cash-ul sau din potrivă ar trebui să se mai reducă din aceste plafoane impuse și să putem folosi banii sub orice formă ne dorim? Da, să vă spun așa o chestie românește. Deci, știți cum e la noi, nu ai bani, nu ești... Român. Nu există. Deci, să știți că multe țări din Europa sunt țări care au un procent mai mare de a folosi cash-ul sau un procent mai mic. Da. Dar cine știe educație? Eu nu cred că dacă oprim cash-ul, oprim neapărat și cum se cheamă, evaziunea fiscală. Că bănuiesc că aici ar duce cei care ne conduc și în Europa și asta. Eu nu sunt de acord cu chestia asta pentru că taxele mari duc la evaziune. Să știți, exact. Da? Pentru că trebuie să le fraudezi cumva, pentru să rămână mai mult bani, pentru că nu poți să dai atâția bani la stat. Taxe mici duc la o transparență a cheltuielor, a taxelor. Da, eu nu sunt de acord cu oprirea totală a cash-ului. Deci eu nu cred în măsurile astea. Da. Așa, deci nu credeți că ar influența cumva stoparea evaziunii? Posibil să influențeze cumva, da. Nu zic că nu are nicio influență la cea mai evaziune, dar pe de altă parte parcă nu poți să te duci la frizerie și să nu dai și cu cardul. Adică vă spun sincer, sau la un ospătar, ați văzut un efect la chestia asta cu bacșișul impozitat sau cu... Nu, mi s-a părut o chestie ridicolă. Deci sincer, vine la tine acasă instalatorul și îți repară... Da, vine cu POS-ul după el. Adică mi se pare, nu știu, o ducem prea... Deci nu asta e, doamne, hai să vedem cum putem să-i ajutăm pe cei care produc bani în țara asta, mai mici, mai mari. Păi, credeți că se fac bani în portul de la Constanța cu cash sau cu POS sau cu asta? Da. Nu. Sau când arătau importatorii de citice sau de asta din Turcia, acolo era problema de cash sau de card sau de POS. Haideți să fim serioși. Nu de la nenea Vane instalatorul și de la Petrică frizerul sau de la alte chestii. Nu, eu nu am pus. Dacă lumea alege, deci la libera inițiativă, într-adevăr e mai comod. Eu recunosc. Și pe telefoane, acum avem gadgeturi care putem plăti cu NFC-uri pe ele. Da, bine, la nivel de facturi, de taxe. Nu mai spun de o parte online. Că toată lumea acum, vestitul Black Friday, toată lumea a cumpărat online, bănuiesc doar cu cardul. Da. Și atunci, da, sunt și avantaje în partea asta modernă a tehnologiei, să zicem, care ne ajută să... Dar eu nu știu. Deci chiar, sincer, nu cred că asta e... Am pus taxele mici. Da. Sunt mai bune și mai sănătoase. Da, sunt în asentimentul dumneavoastră. Chiar dimineața mă gândeam la aspectul ăsta, în momentul în care am trecut prin piață și am luat un buchet de flori de la o bătrânică care cred că avea 90 de ani. Am uitat de piața. Da. Cum ar fi fost ca acea bătrânică să fie cu POS după ea? Adică era vorba de un buchet de flori. De multe ori, eu nu prea ajung pe piață, vă spun sincer, spre rușinea mea, dar de multe ori când ajung pe acolo, deci cumpăr produse deci care nu trebuie doar ca să dau la... Și exact. În special aleg bătrânii. Exact, ca exact. Să nu mai pună acei intermediari, hamsari sau cum se mai cheamă ei. Exact. Da. Ce ne puteți spune despre membrii echipei liberale care candidează pentru un mandat de parlamentar la aceste alegeri în Neamț? Vă spun așa mare că sunt mare, mai mulți sigur. Și eu cunosc pe fiecare în parte, cu mulți am lucrat chiar îndeaproape. Nu, n-am lucrat toți îndeaproape, dar marea lor majoritate am lucrat. Sunt oameni chiar în regulă. Altfel, sincer, nu stăteam atâția ani în PNL, puteam să mă duc acasă sau puteam să mă duc în alt partid, cum mai sunt, chiar dacă nu îmi stă în caracter, dar preponderent îi cunosc pe toți și vă spun că sunt oameni ok, oameni serioși, oameni pregătiți, cu studii, cu profesii, spatică, că aici pleacă. Eu nu vreau să fiu rătăcios, dar vedeți că suntem și într-o campanie parlamentară, dar și într-o campanie prezidențială. Uitați-vă la candidați. Eu, dacă să spun că astăzi am naturalizat în România și trebuie să votez la prezidenția României, cum mă informez și cum aș vota? Păi hai să vedem ce face fiecare, ce știe să facă. Vorba românească, știe să bată un cui? Exact. Știe să facă, adică, e simplu, nici măcar nu trebuie multă... Lăsând deoparte chestia asta de subiectivism politic, eu sunt în PNL și trebuie să votez pe domnul Ciucă sau respectiv un alt... Nu, hai să vedem ce știe, ce a făcut în viața asta. De unde în alte țări, să știți că oamenii când ajung în politică deja sunt pregătiți, sunt școlarizați, au, cum se cheamă, oameni realizați și social și profesional. Adică nu se duc acolo la primul loc de muncă, în Parlamentul României sau nu știu unde exact. Pus acolo. Da, da. Și revenind la colegii mei, uitați-vă la ei. Fiecare au avut o meserie, au activat în profesia lor câțiva ani de zile, adică au o carte de muncă, să zic așa, chiar dacă nu mai există, cel puțin fizic, carte de muncă. Au demonstrat că sunt oameni ok. Deci, la modul general, dacă vreți să vorbim de fiecare parte... Dar... Nu, nu cred că este necesar, că ne-ar mai trebui probabil 2 ore din emisiune. Și doar o singură completare vreau să mai fac. Ce puțin, cumva am reușit să îmbinăm generația mai tânără, care fără experiență, cu generația care au mai fost în Parlament. Mă refer aici că la Senat este domnul Eugenț Zap, care are experiență în domeniu, iar la Camera Deputaților, din cei puțin din primii 3-4 elegibili pe care mă număr și eu, cumva la zona de semi-eligibilitate, suntem toți novici în ce înseamnă Parlamentul României. Și cred că asta spune multe. Nu mai spun de faptul că am reușit, după și noi anul ăsta, sau ce puțin alegerile astea, să avem 100% nemțeni, ceea ce e mare lucru. Vedeți că e o modă să vină alți colegi mai pregătiți, în ghilimele, din alte județe, că noi nu că știm noi mai bine. Da, 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 știu. Așa, aveți dreptate. Cum considerați că ar putea contribui PNL-Neamț la îmbunătățirea condițiilor economice în regiune? Acum, sincer, cu riscul de a părea subiectiv, și normal până la să fiu și subiectiv, totuși, dacă vă uitați și în ultima perioadă și în general în România, partidele de dreapta au făcut totuși și niște pași. Nu am parat tot timpul cei mai buni pași sau cei mai mari pași. Poate mergi cu pași mărunți spre... Dar au făcut. Dar au mai făcut. Și nu numai departe, acum, dacă știți, acest vestit PNRR care s-au creat și s-au făcut tot în timpul unei guvernări de dreapta. Eram atunci cu USR-ul la guvernare, când s-au creonat PNRR-ul și până în final au reușit să pună și la propriu și-a figurat hârțele din Moldova pe hartă, pentru că au mai, știți cum erau mai de mult, veneau fiecare și promitea unul face 400 km, unul face 600 km și a rămas doar pe hârtie cu un marker. Exact. Acum, în sfârșit, începem să vedem și noi utilaje care lucrează pe aceste autostrăzi și, dacă mai fac aluzie, și la programul Angel Salini. Un program foarte puternic de investiții guvernamentale de această dată, nu european, în comunitățile, nu doar din Neamț, din toată România. Și cred că PNL-ul, într-adevăr, tot timpul va avea proiecte pentru dezvoltarea regiunilor până în amănunt. Adică mă refer și la regiunilor din urban și rural și toate. Eu de-aia vă spun că și în campania locală am avut niște proiecte pe care am crezut și le-am adus în vedere pentru a ne susține alegătorii din Neamț și acum la alegeri parlamentare vă spun că cumva trebuie să venim cu niște proiecte, cel puțin la județul Neamț, prioritar din punct de vedere este Spitalul Județean, pentru că acolo și activez și eu. Nu înțeleg cum chiar nu reușim să facem ceva în domeniul ăsta. Apoi trebuie să facem infrastructură, dacă tot ne fac autostrăzi, hai să vedem cum ajungem la ele. Deci să putem face niște drumuri expres. Acum suntem cu niște pași destul de înaintați pentru drumul expres pe Piatra Neamț Bacău. Pentru că autostrada, din păcate, iarăși, nu tăcim Piatra Neamț. Din păcate. Din păcate, da. Piatra Neamț cumva tot timpul rămâne așa ca un apendice undeva într-o parte. De ce credeți că se întâmplă asta? Acum, sincer, eu sper și cred că și cred asta, e strict doar de o poziționare geografică. Atât. Asta cred, da. Da. Plus că aici suntem conjurați de munți, nici nu avem niște orașe cumva într-o anumită zonă geografică de direcția noastră. Adică știm foarte bine că Iașul este polul de dezvoltare și cea mai mare regiune din Moldova și atunci pe acolo o să duc toate. Și spre nord în Suceava, iar apoi spre est, la Chișinău, care merge spre Moldova, spre trece cumva mai sus, până ne-au găsit Păniesc și posibilitate tehnică de a realiza această autostradă. Că totuși trecem Carpații, că știm foarte bine că facem ore întregi până ajungem în partea cealaltă de țară. Știm. Și revenind, v-am spus, din punctul meu de vedere, astea sunt niște priorități, spitalul județean, obligatoriu, niște drumurile de a expres pentru a lega comunitățile din județul, nu doar Piatra Neamț. Mai sunt comunități de aici, în vecinătate și Piatra Neamț, pentru a ajunge mai facil pe aceste autostrăzi. Mai sunt. Și în agricultură trebuie făcute chestii. Se pare că am rămas în urmă, nu avem irigații, nu avem tot felul de... Sunt multe discutate. Eu văd lucrurile altfel. Eu văd că trebuie ajutați tot și poate și cei din diaspora încurajați să vină acasă, să apuce de ce înseamnă agricultură, nu neapărat foarte mare, dar să aibă în capăt o procesare a ceea ce cultivă, pentru ca să dăm plus valoare. Vedeți că o să înceapă din ce în ce și mai mult la noi cu chestia asta, cu bio, cu sănătate, să mâncăm mai sănătos, să mâncăm... Da. Și atunci cine le face? Ne importăm tot, ne arată tot ei cum să mănâncă sănătos. Adică... Da. Și asta înseamnă să ai puncte de producție, nu neapărat capacități foarte mari, dar capacități. Și atunci ar trebui încurajați, poate ar trebui și un... Aveam în campania locală tema asta și eu cred că au fost și cred că de actualitate și astăzi, niște centre de informare, cum poți să obții fonduri europene, că dacă vă uitați, fonduri europene de accesează toți cei care au deja o companie în spate și au o experiență și au niște bănuți și pot să facă lucrurile astea, pe când în mediul rural, iarăși, acolo trebuie ajutați să veniți în sprijinul lor. Sunt multe decalaje. Pentru că nu știu, exact. Da, nu, cred că mi se pare o chestie foarte greu de făcut. N-au informații. Cred, nu știu exact, ei nu știu ce costuri implică chestia asta. Că au fost proiecte care puteai să le accesezi cu finanțări foarte mici. Ei credeau, adică sunt multe discutate. Eu așa văd lucrurile din prisma asta. Într-adevăr, în mediul rural și lipsa de informare este un factor determinant aici. Din păcate, văd foarte mulți străini care vin, se mută în România și mai ales pentru că au educație în sensul ăsta. Cu un background, cu o experiență de afară și știu. Să știți că sunt. Eu mai colaborez prin prisma naturii mele de a face. Sunt producători de flori în județul Neamț, care au plecat de la o seră și au ajuns la 7, 8, 9. Dar s-ar putea face și legume, s-ar putea face și produse lactate, s-ar putea face și zacuscă, dacă faci orice. Că sunt câțiva care fac, dar putem duce la un nivel mult mai mare, pentru că terenul agricol în România, dacă știți, undeva la 80 de milioane de locuitori suportă România. Vă dați seama că am și în Moldova, noi aici, până și în zona forestieră, adică tot la fel. Ar putea face și produse finite, mobile mai de calitate. Și mici ateliere. Să știți că afară funcționează foarte bine. Chestia asta de familie s-au dus un pic mai mult, mai așa. Da. Și merg, personalizează, fac lucruri mult mai interesante. Se pot face. Se pot face, cu siguranță. Cred că nicio campanie electorală din ultimii ani, cel puțin, nu a arătat la Neamț veșnica tema unui parc industrial. Credeți că Neamțul mai poate prinde acest tren odată cu terminarea autostrăzilor sau direcția ar trebui să fie alta, să spunem spre turism, servicii, Horeca sau alte domenii? Să știți că până la implementarea acestor proiecte cu autostrăzile, eu nu prea eram, nu promovam chestia asta cu parcul industrial, pentru că parcul industrial e strict legat de logistică. Deci dacă nu ai acces facil la autostrăzi și astea, nu-ți vine niciun producător mare sau nici măcar un distribuitor mare, pentru că are costuri foarte mari de transport. De asta Ardealul merge mai bine, pentru că la ei deja au mai puțin, nu știu, procentual, 3-4%, cel puțin costă mai puțin transportul până în Germania decât nu mai spun de timp, de uzură, că și aici e discuție. Autostrăzile nu oferă doar un mijloc direct, dar gândiți-vă că nu mai are riscuri. Da? Mașina nu uzează la fel. Adică, întreținerile, toate astea, pe orizontală ca și costuri, te ajută. Și atunci, parcul industrial, spuneam la un moment dat și campania a mai fost în 2020 cu vehiculate cu parcul industrial la Săvenești. Noi nu avem autostrăzi la Săvenești. cine să vină să facă parc industrial? Plus că zona aia, eu știu, de câte știu, a rămas pe promovare privată. Adică nu poți să vii să dai un privat afară și să spui că faci un parc industrial. Exact. Într-adevăr, au fost și condiții tehnice. Adică mă refer aici la rețele de curent, au avut putere foarte mare instalată și de gaz, dar nu e cazul. Vedeți că dacă vă uitați acum în Neamț, firmele cele mai puternice care vin se așează undeva la zona în Roman. Pentru că cât de cât era drumul ăsta expres București, care mergea la Suceava, da. Nu e chiar o autostradă, dar cât de cât mai rapid. Și atunci au așezat acolo. Eu cred că un parc industrial o să așeze singur acolo unde va fi cel mai bine potrivit pentru să-l facă. Adică la o conexiune de autostrăzi și poate chiar o să tesetează cele două autostrăzi. Dacă ne merim în județul neamț, cu atât mai bine. Sigur că da, ar fi ideal. Dacă veți intra în Parlament, care ar fi primele două-trei măsuri la care vă gândiți că le veți lua în calitate de deputat? Eu aș putea propune, nu știu dacă puteți să iau eu măsurile, dar sau cu siguranță, da, propune legislative și cred că aș putea activa în Comisia Economică, acolo m-aș vedea și m-a spus, aș proteja cât aș putea și aș veni cu propuneri pentru capital autohton și micro-întreprinderi. Pentru că eu cred că sunt strâns legate acestea două și aici mă refer că să păstrăm cât putem cota unică pentru cei mici și chiar aș putea reveni la o cotă graduală, dacă tot vrem, hai măcar să-i luăm cumva gradual, adică cei mici să rămână la 1%, cei mijlocii la 2% și până la urmă cei mai mari din plaja asta de până la 500.000 de euro 3% și am putea eventual chiar scădea aici dividendele pentru micro-întreprinderi. Adică inițial au fost 5,5 și după aia au ajuns la 8, pentru micro-întreprinderi au lăsat la 5,5. Dividendele că e suficient. Adică trebuie să-i lăsăm să crească. Pentru că, într-adevăr, Europa vine și spune că ați avut timp. Nu, decalajele au fost foarte mari. Noi nu putem să comparăm o societate din România și, și ce piață a avut și cum s-a dezvoltat față de una de afară. E unul de afară. Și gândiți-vă că dacă vine o persoană de afară cu fonduri economice, deci cu resurse, păi dacă ia împrumut acolo, lea cu 1%, 2%, la noi 12, 14. Exact. Adică nu poți să te bați. Nu există grade de comparație. Nu există. Da. Și atunci, haideți să-i lăsăm pe ăștia mici. Pentru cei din afară, eu aș crea niște facilități suplimentare. V-am spus astăzi pe tică de afară, nu dă niciun leu în România. Poate are un apartament rămas la părinți, plătește un impozit pe apartament. Dar mai mult nu face. Atunci, lasă-l un an de zile, 2 ani de zile, eu aș lua niciun ban. Deci dacă vii în România și ai un SRL pe numele tău și activezi aici, în România, un an de zile eu nu plătești niciun impozit. Pentru că oricum nu-l dădeai. După un an de zile, vedem unde ai ajuns. Rămâi micro-întreprinderi dincolo. Sunt variante dacă vrei. Nu mai spunând zona rurală, v-am spus, sau, sunt felul de chestii. Deci cam așa văd de lucrurile personal. Și pe măsură ce ești acolo, cu siguranță mai găsești și alte variante. În încheiere, pentru că am ajuns cumva la finalul emisiunii, v-aș ruga să transmiteți un mesaj nemțenilor și dacă se poate să începeți cu un energic îndemn la vot. Pentru că a venit timpul ca românii să înțeleagă faptul că fiecare vot contează. La toată emisiunea care am mai participat, nu vă ascund că am mai fost la colegia dumneavoastră din Breasla și așa am și spus. Deci, primul rând, haideți la vot, pentru că această democrație a fost câștigată, știm cu toții, nu chiar ușor și merită să respectăm părinții noștri sau frații noștri care au fost și au pus umărul pentru a putea avea noi această libertate de a merge la vot și de a alege pe cine considerăm până la urmă, nu? Dar cu toată lipsa de modestie, vă spun că la aceste alegeri parlamentare și ce puțin în județul Neamț, cea mai bună ofertă politică avem în are Partidul Național Liberal. Și de aia cred că un vot dat pentru Partidul Național Liberal chiar poate schimba ceva în județul Neamț. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm alături de noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și oricând cu plăcere. Tuturor celor care ne urmăresc, le doresc zile senine, ne revedem curând.